Directorul societății Proiect Bistrița. Și aș vrea să pun domnului ministru Ion Aliton trei întrebări. O să fiu foarte scurt. Precizez că aceste probleme care le ridic acum au fost ridicate la toate vizitele care s-au făcut în județ de miniștri, paraminiștri, prim-miniștri și așa mai departe. Eu insist în continuare la ele. Poate se vor rezolva. Și n-aș vrea să fiu malițios, dar n-aș vrea să cred că această vizită este doar o bifare a unei activități de a întreprinde vizite în provincie. 1. De ce Ministrul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri nu introduce printr-un ordin al ministrului reglementări care să prevadă ca toate cablurile și conductoarele electrice folosite în țara noastră să fie fabricate după aceleași norme tehnice armonizate ale Uniunii Europene? Astăzi, fiecare din distribuitorii de energie electrică, Enel, EON, CEZ, Electrica, au propriile lor norme după care cer producerea acestor conductoare și cabluri cu specificațiile lor și care, pentru a le îndeplini, ne pun să avem mari costuri de omologare. 2. De ce producția autohtonă de cabluri? Vreau să vă spun că, de exemplu, în jurul Bistriței, pe o rază de 100 de kilometri, sunt numai puțin de 14 fabrici de cabluri, nu este reglementată de cerințe standard de fabricație, evitând astfel intrarea pe piața românească a unor produse neconforme, unii producători neavând tehnologia minimă de control în dotare. Aici aș face o paranteză și aș vrea să vă rog să vă gândiți. Totdeauna când îți vedea la televizor un incendiu și care cauza a fost un scurt circuit, să știți că are legătură cu această întrebare. Și 3. Producătorii români pentru a exporta atât în țările Uniunii Europene cât și în afara ei sunt nevoiți să se autorizeze după normele acestor țări, cu omologări specifice. De ce în România toate produsele din domeniu, vorbesc de cabluri electrice, intră pe piață fără nicio cerință de omologare? Vezi cabluri electrice din Turcia, China, India, Egipt, Ungaria, Polonia, Cehia. Aceste probleme v-am spus că le-am mai ridicat. Cred că este greu de dat că vă spus acum și nu am pretenția. Însă eu poate avea un răspuns la o discuție cu specialiștii și cu cei din minister, pentru că sunt niște probleme cu care ne confruntăm de-a lungul anului. Am primit unele răspunsuri care consider eu că sunt foarte sumare. În Uniunea Europeană sunt reguli comune pentru toată lumea. Este fals. Noi, dacă vrem să exportăm în Germania, dacă nu avem FADO, stăm acasă. Dar un exemplu. Dacă vrem să exportăm în Turcia, să se aducem specialiștii lor să ne verifice fabricația dacă corespunde. Uitați-vă la noi, produsele care intră din Turcia sau din China sau din India, dacă sunt controlate de cineva. Vă mulțumesc. Suntem într-o vizită de lucru, suntem veniți într-adevăr să cunoaștem realitățile dumneavoastră. N-am venit numai să obifăm, să trecem prin Bistrița, să vedem că este o zonă minunată. Să știți că și noi stăm în zone minunate și vă așteptăm în vizită pe la noi. Dar vrem, chiar dorim și cred că am demonstrat că putem să rezolvăm aceste probleme. Problemele pe care dumneavoastră le-ați ridicat sunt clar și mă bucur că este aici domnul vicepreședinte, pentru că va trebui să schimbăm legislația. Fiind probleme care le putem reglementa în Parlament, acestea le vom lua ca niște propuneri foarte clare și punctual le putem armoniza, chiar și cu
legislația din Uniunea Europeană. Dar fiți convinși că aceste lucruri le interesează și o să vedeți că în următorii pași aceste lucruri se vor rezolva. Sunt președintele Consiliului de Administrație de la Electroplast Bistrița, producător de carburi ca și domnul Bicidean. Împreună am înființat o asociație a producătorilor de carburi și vreau să fac o precizare vis-a-vis de acest aspect, pentru că lucrurile nu sunt chiar atât de roze pe cum par. Am mai avut aceste discuții, așa cum știți, domnule Orteanu. Am fost la domnul Videanu, împreună cu domnul Biciudean și cu alți producători din România. Am stabilit un calendar de lucru care până la urmă s-a respectat. Vă pun la dispoziție minuta pe care noi am introdus-o cu Ministerul Economiei, unde toate aceste probleme au fost specificate clar. Sigur că este un pic legislativ și ar trebui să forțăm lucrurile în momentul ăsta, pentru că trebuie să recunoaștem. Nimeni nu ne pune în traistă, iar războaiele în Europa nu sunt. Dar războiul economic este pe viață și pe moarte, noastră știți foarte bine. Și dacă noi nu ne apărăm, nu ne apără absolut nimeni. Dar mai mult decât atât, acum o lună de zile am primit o adresă de la Ministerul Economiei, prin care se cerea poziția producătorilor de carburi din România vis-a-vis de ridicarea taxelor vamale a carburilor provenite din China. Deci noi, cei care muncim zi de zi și stăm pe, de la burse începând până la piețe, vedem că probabil vom fi USRL a Chinei, toată Europa asta. Aș fi curios să văd care a fost poziția Ministerului Economiei, pentru că până la urmă un răspuns a dat. Sigur că noi am fost total împotriva ridicării. Acest răspuns trebuia să fie dat către Comisia Europeană, pentru că ea trebuia să răspundă Chinei, nu România. Viza ridicarea taxelor în Europa, nu în România. Și acest răspuns l-am mai primit. Deci eu aș avea rugământ, dar pentru asta nu se intervin, că noi acum ne propunem să venim cu reguli noi în piață, care trebuia să fie de mult și lucrurile s-au dus mult mai departe. Deci China nu numai că introduce în piață produse neconforme, dar sunt și alte aspecte, pentru că atunci când joci fotbal, trebuie să fie arbitru care să arbitreze fotbalul. Ori în piața asta, noi producem în România și în Europa, în general, producători europeni, după reguli clare, de bursă, de achiziții și așa mai departe. China, India și Turcia nu joacă după aceste reguli. Nici Rusia, dacă ar fi să vorbim în termeni foarte concreți. Pentru că materiile prime, noi le cotăm și le cumpărăm după bursa de la Londra, iar dânsi bursa de la Londra e un barometru prin care știu cum să acționeze, să intre pe piață sub prețurile noastre. Deci asta este un lucru verificat. Închid paranteza, pentru că eu mă bucur din suflet că domnul Roteanu a fost foarte concret să vedem, să discutăm la sediul Ministerului vis-a-vis de acest aspect și sper să se rezolve această treabă. Legat de ce spunea domnul Alumițianu, așa să fac o remarcă vis-a-vis de denaturarea României și vis-a-vis de propunerile pentru 2012. Stimați domnul, știți că noi în 20 de ani sau 23 de ani după privatizare, după Revoluție, îmi cer scuze, am încercat să construim ceva, să facem, să creăm locuri de muncă și sunt unul dintre cei care a creat în județul Bistrița Năsăud peste 600 de locuri de muncă, dintre care vreo 200 în condițiile anului 2010, 2010-2011, care nu e chiar simplu. Eu aș vrea să vă spun un lucru. Nu cred că e o laudă acest grad de naturare. Sincer, aș fi preferat ca acest grad de îndatorare să fie mai mare, mult mai mare, dar să avem o infrastructură foarte bine pusă la punct. Deci tot se vorbește. Noi în județul Bistrița Năsăud, la toate întâlnirile, am bătut monedă pe acest argument și vom bate în continuare, pentru că noi ne-am dat seama că la anumite nivele foarte înalte nu se înțelege acest lucru. Deci nu e priceput ca atare. Deci infrastructura nu e o sursă din care să furăm bani. Deci infrastructura este o necesitate absolută și aș vrea să rețineți câteva definiții. Pentru că nu le-am auzit la televizor la foarte multă lume și am impresia că nu se cunoaște foarte exact acest lucru. Viteza de rotație, domnule ministru, în economie este direct proporțională cu kilometri de autostradă pe cap de locuitor. Deci faceți acest calcul și veți constata că suntem ultima țară din Europa, cum de fapt și suntem economic. Deci uitați-vă, cine mai e după noi în Europa, vorbesc Uniunea Europeană, nu
toate țările din Europa. Deci, infrastructura este necesitate economică de prim rang, deci nu are rost să discutăm acum dacă sunt sau nu sunt bani. Da, trebuia să fie 20 de miliarde în plus sau 30 de miliarde datoria mai mare, dar să avem minim 2.000-3.000 de kilometri de autostradă, să mărim această viteză. Eu vă spun un exemplu foarte concret. Cu trei tiruri în România, cu trei tiruri, reușești să miști produse cât cu 1,2 tiruri în Uniunea Europeană. Deci, gândiți-vă la costuri, să nu mai vorbim că pe drumurile noastre nivelul de mentenanță care trebuie să faci la aceste mașini este mult mai mare decât în... Închid, nu vreau să vă rețin foarte mult, pentru că dacă vom avea un contact direct, sunt mult mai multe probleme care eu vreau să le ridic și pe care vreau să le supun atenție. Mulțumesc mult!